Bună ziua tuturor și bun venit la această conferință de presă a filialei USR Roman. Suntem aici pentru că avem de oferit romașcanilor o propunere extraordinar de bună pentru viitorul municipiului. Îl susținem toți cu toată forța pe colegul nostru Cosmin Ancuța pentru poziția de primar al municipiului Roman. Suntem aici adunați oameni din Roman și din județ pentru că vremea voievozilor de carton a trecut. Și am în fața mea citate din ceea ce a fost ambiția acestei administrații locale de a renova, restaura, reabilita, de exemplu, Casa Celibidache, pentru că suntem într-un loc cu o poveste aparte, din ultimii 14 ani. Vedeți aici, în fiecare an, puteți să dați și să se vadă la cameră, declarații despre cum reabilitează voievodul de carton Leoreanu Casa Celibidache. La fiecare alegeri, cu fiecare oportunitate, că erau oaspeți, că erau fonduri europene vehiculate, el reabilita în ultimii 12 ani Casa Celibidache. Ăsta este un singur exemplu din multe lucruri care trebuie schimbate în Roman. Fundamental, înainte de a vorbi despre patrimoniu, despre cultură, trebuie să vorbești despre un lucru fundamental, apă, acces la apă. Lucrul ăsta nu există în acest moment, în mod continuu în Roman. În Roman nu este apă în mod continuu, ci este cinic, pentru că au avut toată puterea pe mână toți împreună. Mai departe, am extras pentru dumneavoastră declarații de susținere și de iubire necondiționată și reciprocă și veșnică din partea a doi voievozi de carton, unul mai mare, unul mai mic. Leoreanu față de Micu, Micu față de Leoreanu. Constant, în ultimii 8-9 ani, s-au iubit și și-au întors servicii de susținere și de încurajare reciprocă, garantând unul pe altul. Acum, ei sunt reprezentanții Partidului Comasat Român, fără niciun fel de diferență, PSD, PNL, fără să poată să mai aibă ceva de oferit municipiului. De aceea suntem aici, pentru a propune municipiului o ofertă pe care sper ca oamenii să o susțină, romașcanii să o voteze. Cosmin Ancuța, primar, împreună cu echipa extraordinară. Dragă Cosmin, mult succes, îți dau cuvântul să fie într-un ceas bun. Mulțumesc mult, Edgar. Bună ziua, mulțumesc că ați venit. Astăzi stau în fața voastră cu un angajament ferm și hotărât. Mă angajez să fiu liderul și omul de care cetățenii au nevoie. Vreau să fiu vocea cetățenilor pentru a face schimbările pozitive de care Romanul are nevoie. Și astăzi aș vrea să vorbim și despre schimbare, dar nu despre schimbarea ca un simplu cuvânt, ci despre schimbarea ca acțiune. Și vreau în toată această poveste să vă implic și pe voi, pe cetățeni, și să facem împreună schimbarea. Schimbarea mult dorită pentru Roman. Avem foarte multe probleme în Roman, începând de la apă, începând de la canalizare, platforme de gunoi, cum spunea și colegul meu Iulian, Casa Celibidache și multe alte obiective
care nu au avut un final fericit. Dar nu sunt aici să vorbesc despre greșelile trecutului, ci despre cum vom construi viitorul împreună. Bineînțeles, este un lung drum, un drum lung, este un drum greu, dar împreună cu colegii și cu susținerea lor mă angajez să fiu și să muncesc cât mai mult și să dau totul pentru a reuși să avem rezultatele optime pentru Roman. Acestea fiind spuse, vă rog să dați șansa tinerilor și să ne dați oportunitatea să demonstrăm că suntem adevărata alternativă pentru acest oraș care de 34 de ani este schimbat între PSD și PNL și de 34 de ani avem aceleași conduceri sub o altă formă, dar rezultatele sunt mereu negative pentru oraș. În viitor o să fiu primarul care să asculte cetățenii și care o să pună în aplicare propunerile și proiectele benefice pentru Roman. Vă mulțumesc și sper să ne vedem după 9 iunie, după vot, din funcția de primar și consilier local. Bravo, Cosmin! Bravo! Dau mai departe cuvântul președintelui filialei USR Roman, președintele interimar Alexandru Băncescu. Alex, te rog. Bună ziua, mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc tuturor colegilor pentru susținerea de care a dat dovadă și în ultimul rând mulțumesc tuturor romașcanilor care și-au arătat susținerea față de noi. După cum a spus și colegul meu, suntem o echipă tânără, dorim să dovedim, să construim pentru viitorul în care toți vom face parte. Cosmin, îți urez succes, ai toată susținerea noastră, pe 9 iunie vom face istorie. Mulțumim frumos! Bravo, Alex! Între fugari și avocația interlopilor, noi susținem pentru președinția Consiliului Județean o femeie care vine din mediul de afaceri și care va scrie istorie pentru toți nemțenii decenți. Marinela Apostol, candidatul USR pentru poziția de președinte a Consiliului Județean Nemț. Bună ziua, dragi colegi, stimați romașcani. Numele meu este Maria Apostol și sunt candidata pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Nemț. Iar astăzi mă aflu aici, printre dumneavoastră, alături de o echipă de tineri determinată să se implice în administrația locală a municipiului Roman. O echipă dedicată și hotărâtă, avându-l ca lider pe candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Roman, domnul Gabriel Cosmin Ancuța. Un lider cu viziune și experiență, hotărât și pregătit să vină cu o altă abordare politică și administrativă, axată pe interesul cetățenilor, preocupat de viitorul municipiului. Alături de echipa sa de consilieri locali, se vor pune în slujba cetățeanului și vor găsi cele mai bune soluții pentru toate problemele municipiului. Mult succes, Cosmin! Suntem alături Mulțumesc, de tine Marin. Și de toată echipa USR Roman. Bravo! Mulțumim! Dau cuvântul mai departe unui coleg extraordinar, consilier local, Alin Buzdugan, ai cuvântul. Prezent, mulțumesc! Dincolo de o lansare de candidatură, aș vedea acest moment ca începutul unei mici revoluții, o revoluție prin care schimbăm o familie toxică și încercăm să redăm romanul romașcanilor. Personal cred în Cosmin, cred în echipa noastră de viitori consilieri, cred în romașcani și vă rog să ne acordați încrederea ca să putem face această schimbare. Mulțumesc! Mulțumim! Dau mai departe cuvântul colegei noastre, Teo Baciu, pentru poziția candidată pentru poziția de consilier în cadrul Consiliului Județean Neamț, persoană care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Teo, te rog. Mulțumesc tuturor, dragi romașcani, bine ne regăsim. În timpul discursurilor mă gândeam că se aplică foarte bine la Roman ceea ce se întâmplă la București, în timp ce Nicușor Dan are un plan pentru capitală, alții au un plan. Așa este și la Roman, în timp ce Cosmin și echipa are un plan pentru municipiul Roman, alții vin doar cu un clan, cu o gândire arhaică în care vor doar să își perpetueze interesele proprii în detrimentul intereselor celorlalți. Mă bucur să fiu parte din această echipă și
le sunt colegilor mei sprijin cu toată experiența mea de om care a păzit ceea ce s-a întâmplat în această cetate timp de 13 ani ca jurnalist și apoi din calitatea de consilier local. Astăzi sunt în fața dumneavoastră și în calitate de candidat la Consiliul Județean Neamț pe funcția de consilier județean și eu sunt convinsă că voi face o echipă extraordinară cu ai mei colegi de la Roman împreună pentru a pune Romanul acolo unde este locul și pentru a reda încrederea și speranța. Pentru că dincolo de proiecte, dincolo de problemele pe care Romanul are nevoie să le rezolve, ceea ce romașcanii au nevoie cu adevărat este să li se redea încrederea că există un viitor acasă pentru ei și pentru copii și speranța că acest lucru se poate întâmpla cât mai repede, fără să mai așteptăm și să îmbătrânim cu o speranță care să ne lase cu un gust amar. Suntem aici pregătiți, suntem aici devotați, suntem aici capabili să facem această schimbare și de aceea eu zic că pe 9 iunie veți avea posibilitatea să alegeți o alternativă reală. Mulțumesc! Cosmin, mulțumesc! Dau mai departe cuvântul unei colegi extraordinare, cadru didactic, reprezentanta noastră pe lista la Consiliul Local al Municipiului Roman, colega noastră, doamna Roxana Gârlaciov. Roxana, ai cuvânt. Aș vrea să fac o solicitare așa din suflet, pentru că în general mă adresez copiilor și părinților acestora. Stimați romașcani, aș vrea să mă adresez celor 3.000 de romașcani care nu vin la vot. Aș vrea să vă spun că nu putem avea o schimbare votând aceiași oameni. Aș vrea să votăm o echipă tânără care să fie o alternativă, să fie altceva, pentru că timpul nu mai are răbdare. Ar fi cazul ca să se întâmple lucrurile nu doar pe hârtie. Ar fi timpul să alegem alți oameni și să le dăm credit, să vedem ce sunt în stare să facă, în afară de vorbe. Astăzi sunt alături de această echipă minunată de tineri și o tânără la fel ca ei în suflet doar și le urez mult succes. Votați Cosmin Ancuța, o alternativă, un alt om la conducerea urbei noastre. Mulțumesc mult, Roxana. Mulțumesc. Uitați-vă împrejur, iarba este retunsă, artera Centura Roma Nord-Est arată mai rău decât după un război și credeți-mă, am fost în Ucraina, arată mai rău. Curțile școlilor sunt închise, ar trebui să fie deschise pentru ca copiii să poată să facă sport acolo. Sunt atât de multe probleme în oraș care ar avea soluții simple. Cu Cosmin Ancuța vom merge spre victorie și vom rezolva aceste probleme. Succes, Cosmin, merge spre victorie! Mulțumesc.